Te rog să te prezinți. Eu sunt Sergiu Negrean, din Bistrița Năsăud, sunt nepotul Teodore Purșe și fiul Lenuțe Purjo. Ia un fluieraș și zine, zine și povestește-ne din fluier. Ce ai interpretat? Am interpretat un cântec de cătănie. După cum vedeți, are unele influențe bisericești. Nu este neapărat o linie melodică specifică zonei din care vin eu, dar este o linie melodică mai generală și influențată în special de cântecul bisericesc. Vorbește-ne, ești fiul Lenuței Purja. Cum ai reușit, cum ai ajuns să înțelegi semnificația, importanța folclorului și a perpetuării lui? Eu am crescut o parte a vieții mele în satul Agrieș, la bunica mea, care m-a învățat, care mi-a cântat de mic. Am învățat limbajul acesta melodic, specific zonei din care se trage bunica mea. Mi-a plăcut muzica în general. Am urmat cursurile Academiei de Muzică din Cluj și iată-mă acum profesor de muzică și student la teologie. Lucrarea de masterat, cu ce temă? Lucrarea de licență, că nu am ajuns să-mi termin. De licență, da. De licență am terminat-o, am făcut un studiu asupra Horei Cunoder din nordul Transilvaniei, iar acum la masterat urmează să fac o sinteză a cântecului popular din Bistrița Năsăud. Costumul tău de la pălărie până la opinci, ce origine are? Costumul meu este face parte dintr-o zonă de intervenție, cum este și Agrieșul, dintre Maramureș și Bistrița. După cum vedeți, și bunica are niște opinci speciale. Eu nu am așa ca dânsa, dar mele sunt așa mai de câmpie puțin. Da. Cămașa este cusută chiar de bunica. Clopul este din Năsăud, că așa se poartă acolo și trebuie brâu. Să aibă păun, numai că o trebuie să renunț la el, că m-am însurat. Să-ți fie de bine, ca să de fie. Mai trebuia să mai am un pieptar, acum sunt două feluri de pieptare care se poartă în anul, cel fecioresc care cu ciucuri sau cel cu mare mama, ceva asemănător, care este cu pomul vieții, dacă o să urmăriți atenți. Da. Numele tău? Numele meu este Negrean Sergiu Aurelian, din satul Agrieș. Felicitări, mult succes și să continui această tradiție a familiei mari năsăudene, a familiei transilvanene și a neamului românesc. Mult succes! Vă mulțumesc, numai bine, Doamnește!